din articol, Bella Santiago este una dintre cele mai noi concurente de la Bravo, iStyle. Celebrity Yes, însă, a reușit o performanță greu de egalat. Artista a ajuns rapid în fruntea clasamentului, fiind o rivală de temut pentru Ruxy, cea care pe tot parcursul show-ului vestimentar a deținut supremația punctelor și steluțelor acordate de cei trei jurați. Ei bine, după gala de Crăciun, Bella Santiago și Ruxy sunt la egalitate, pe primele poziții din top. Bravo, iStyle. Celebrity Yes paranteză deschisă sursa foto, captură video paranteză închisă. Bella Santiago și Ruxy sunt la egalitate în urma apariției din gala de Crăciun. Bravo, iStyle. Celebrity Yes, Bella Santiago și Ruxy sunt la egalitate de puncte și ambele se bat pentru prima poziție. Artista a reușit să impresioneze pe jurați cu apariție și un moment greu de uitat din gala de Crăciun. Bravo, iStyle. Celebrity Yes. Chiar și Ruxy a avut numai cuvinte de laudă pentru cea care are cele mai multe șanse să o detroneze de pe prima poziție, Pitida creierul peste cap, a fost reacția ei în urma momentului cu care a defilat Bella Santiago. Pe locul 2 se află Viviana Sposu, iar pe cea de-a treia poziție este Raluca Dumitru. Ultimul loc este ocupat de Amna, care nu a reușit să obțină decât 6 steluțe. Citește si, are cancer, Laurențiu Reghe cam rupe tăcerea. Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului. Semnul exclamării Bziro. Citește si, se încin spiritele la Bravo. iStyle. Celebrity Yes, semnul exclamării Amna a intervenit în conflictul dintre Raluca Dumitru și Viviana Sposu. Îți dai rama pe față. Artista a intrat în platoul emisiunii și a impresionat nu doar cu ținuta impecabilă și perfect aleasă, ci și cu vocea. Ibi Clenci a catalogat momentul ca fiind unul tulburător, iar Maurice a fost total de acord cu colegul său, momentul tău a fost realmente tulburător, fetița. Despre tinuta, nu am de spus decât un singur lucru, ca a spurta-o. Este o tinuta de 5, fetita, a concluzionat și Maurice Munteanu. Bravo, iStyle. Celebrity Yes paranteză deschisă sursa foto, captură video paranteză închisă. Bella Santiago a izbucnit în lacrimi la Bravo, iStyle. Celebrity Yes înainte ca Ilin Cavandici să anunțe clasamentul, Bella Santiago a dat frâu sentimentelor și cu lacrimi în ochi a povestit ceea ce o apasă cel mai tare pe suflet. Artista nu a mai văzut-o pe cea care i-a dat viață de ani buni, iar dorul este din ce în ce mai chinuitor cu fiecare zi care trece. Citește si, Raluca Dumitru, revelion romantic departe de țară, alături de iubitul ei. Unde pleacă vedeta? Omului Bravo, iStyle. Semnul exclamării exclusiv mama, îți simt lipsa foarte mult, te iubesc foarte mult și sper să poti ajunge în România anul viitor, să petrecem Crăciunul împreună. Ultima dată am văzut-o în 2018, din cauza pandemiei, nu a avut cum să vină aici. Da, am crescut doar cu mama pentru că tatăl meu a murit când avea un an. Mama a plecat, eu am rămas cu bunicii. În România am ajuns în vacantă, am cunoscut băieții din trupa, prieten cu zoctul meu acum sia sa l-am cunoscut pe el, s-a îndrăgostit de mine, eu mai târziu, e foarte fericită, mama, pentru că am găsit un băiat foarte bun care îi accepta fetita de 10 ani. Si el este un băiat foarte bun, virgulă, a spus Bella Santiago. Distribuie pe, abonează-te pe clipul zilei pe vovdizro.adblog.te